Ezechiel, capitolul 47, și vom citi primele 9 versete, pagina Scripturii, traducerea Cornelescu, 854. Ezechiel, capitolul 47, vom citi începând cu versetul 1. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei, spre partea de miază zi a altarului. M-a scos pe poarta de miază noapte și m-a făcut să o colesc pe din afară, până la poarta de răsărit. Și iată că ieșea apă și că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă. Și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea. Și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu îl puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot. Un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit. Se coboară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești, căci pe ori pe unde ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viață. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin îndurarea Domnului în această seară, dincolo de condițiile meteorologice pe care le-am avut de înfrumântat, fiecare dintre noi a venit în prezența Domnului și după momentele de rugăciune și de înălțare a numele Domnului prin cântări de laudă, urmează să ascultăm al Domnului cuvânt. Înainte ca să vă împărtășesc câteva gânduri din textul pe care îl avem aici pentru folosul Bisericii Domnului din locul acesta, permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești de la Biserica Betel din Dumbrăveni, de la bisericile pe care le-am vizitat în ultima perioadă, atât din Timișoara, Arad și din Bistrița, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite. Amin. Nu este un lucru ascuns, căci comunitatea Domnului din Vicov, de-a lungul timpului, a fost un pol de stabilitate și de îmbărbătare spirituală pentru toată zona Sucevei și a Bucovinei în mod special. Îmi aduc aminte cu plăcere de stăruințele care se făceau la dumneavoastră și care țineau săptămâni întregi, în care tineri și tinere, bărbați și femei, din diferite comunități mai mici sau mai mari, veneau aici și frați bătrâni împreună cu cei tineri continuau să strige la Domnul, cu toate că unii dintre ei răgușiseră de atâta rugăciune, să strige la Domnul ca Domnul să boteze cu Duhul Sfânt pe acei tineri veniți din altă parte. Erau și situații mai dificile pe care frații aveau abilitatea prin Duhul Sfânt să le rezolve, iar tinerii, bărbați și femei, plecau spre bisericile lor, plecau spre casele lor, umpluți de Domnul cu prezența Lui și apoi prin ungerea Duhului Sfânt, continuând să slujească Bisericii Lui Hristos. Amin. De-a lungul timpului, din tineri și din tineri, din bărbați și din femei care au fost la rugăciune, la părtășie, care au ascultat corurile din zona aceasta, s-au ridicat oameni care încă slujesc și laudă pe Domnul. Care este situația la momentul actual? Dumnezeu a ascultat rugăciunile părinților voștri, a celor frați care se rugau atunci. V-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări materiale și spirituale. Și lucru de care mai are nevoie biserica de aici, ca orice altă biserică, este de o nouă revărsare a Duhului Sfânt. Trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Sunt foarte multe lucruri care ocupă viața noastră, dar, vreau să vă spun, sunt doar complementare, nu iau locul Duhului Sfânt niciodată. Atunci când Duhul Sfânt vine peste o persoană, persoana aceea nu contează ce mașină are, nu contează ce relație are, nu contează ce cifră de afaceri are, persoana aceea este apropiată de Dumnezeu mai mult prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. V-am citit pasajul acesta biblic pentru că relația credinciosului cu Duhul Sfânt nu e una pentru toți la fel. În pasajul acesta biblic ni se vorbește despre un râu care iese de sub pragul casei lui Dumnezeu, un râu care este foarte lat, dar râul acesta, oriunde ajunge, totul capătă viață, totul este însănătoșat. Totul prinde vigoare. Este un râu care dorim să treacă și prin biserica dumneavoastră.
râul de apă vie care aduce viață. În mitologia tuturor popoarelor există lupta dintre forța binelui și forța răului. Există lupta finală, când nu mai contează tare mult antrenamentul și cunoștințele de strategie pe care le are cei care se luptă. Ci important la momentul în mitologia tuturor, cine pune mâna pe recipientul de apă vie? Pe butoi, pe pahar, pe cană, pe ce-o fi. Dar să pună mâna pe apă vie. Cine pune mâna pe apă vie, ăla biruiește. Nu antrenamentul, încă o dată vă repet, nu relațiile, ci cine pune mâna pe apă vie. Și probabil ar fi rămas în mitologia tuturor popoarelor noțiunea de apă vie. Dacă în ziua de pe urma praznicului Iisus n-ar fi stătut în picioare să spună, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Și din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice, unde? Ezechiel 47. Nu avem alt text. Ezechiel 47. Când Domnul Iisus Hristos făcea referire la această apă vie, la care evanghelistul se explică în versetul 39 din Ioan capitolul 7, vorbea despre Duhul Sfânt pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Deci noțiunea de apă vie din Scripturi și ceea ce vorbea Domnul este egal cu Duhul Sfânt, dar relația mea cu apa vie este în patru etape. De aceea există diferențe între creștini, diferențe între biserici, diferențe între lucrători. Că fiecare dintre ei este în apa asta până la un anumit nivel. De aceea în seara aceasta vreau să explic lucrul acesta și să vă motivez ca împreună cu mine, cu slujitorii bisericii, cu toți ceilalți, să mergem mai departe în lucrarea Duhului Sfânt. Doamne ajută! Pentru că de foarte multe ori ne campăm, facem tabere în anumite zone, nemai înțelegând că Dumnezeu ne cheamă mai departe. Prima măsurătoare pe care a făcut-o omului Dumnezeu a acestui râu a fost că a măsurat 1000 de coți și l-a trecut pe Ezechiel prin apă. Și Ezechiel spune, apa aceasta îmi venea până la glezne. Este prima măsurătoare care se face în apa vie și apa vie vine până la glezne. Stimații mei, gleznele în Scriptură reprezintă ceva foarte clar. De-a lungul istoriei omenirii s-au născut oameni care au fost ologi sau slăbănogi, vorbește Biblia și din termeni medicali au o anumită denumire. Oamenii aceștia au tot ce le trebuiește. Au mâini, au picioare, dar nu pot munci și nu pot alerga. De ce? Pentru că nu stă în puterea mădularilor lor să facă ceva. Oamenii care se nasc în lumea aceasta, se nasc cu noțiuni și cu dorințe foarte bune. Unii se uită la familiile de credincioși și se uită cum își iubesc soții soțiile și cum soțiile își admiră soții și se uită cum se împacă între ei și se uită cum merg împreună la rugăciune și se văd uniți și toți oamenii aceștia care n-au cele mai bune familii. Câteodată plâng, câteodată suspină și spun, aș vrea și eu să fiu așa, aș vrea și eu să am așa ceva, aș vrea și eu să trăiesc așa. Dar nu pot. Am dorințe, am mâini, am picioare, dar nu pot face nimic cu ele. Nu pot, nu sunt în puterea mea. În fiecare zi, la poarta frumoasă la templu, era adus un om care era olog. El avea picioare, dar nu putea să meargă. Ziua aceea însă a fost o zi specială. La poarta aceea, pe unde treceau mulți oameni care strecurau în palma lor ori un bănuț, ori ceva de mâncare, au trecut doi oameni al lui Dumnezeu. Vreau să vă reamintesc că la poarta aceea a trecut deseori Iisus, că slăbănog avea 40 de ani. Iisus a trecut pe acolo și nu l-a vindecat, pentru că aștepta o zi când va veni doi oameni al lui Dumnezeu care îl vor vindeca și imediat biserica va ajunge de la 3.000 la 5.000 de oameni în urma acestei vindecări. Pentru că există o vreme a vindecării. Există un timp al vindecării. Pe la poarta aceea trece Petru și Ioan. Biblia spune, Petru ca și Ioan s-au uitat țintă la el și i-au spus, aur și argint n-avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Biblia sublinează, îndată i s-au întărit gleznele și omul a început să umble. Gleznele în Biblie reprezintă simbolul mișcării. Atunci când Duhul Sfânt
atinge glezile unui om din punct de vedere spiritual, omul acela care și-a dorit toată viața să se apropie mai mult de Dumnezeu, să trăiască o viață aproape de Dumnezeu, să-i cânte lui Dumnezeu, să fie pus deoparte pentru Dumnezeu, se poate ridica din păcătoșenia lui, din starea lui, din slăbiciunea lui și din ologia lui spirituală, se poate ridica și aleargă în sfârșit spre Domnul pe care îl iubește, pentru că tălpile lui sunt vindecate. Prima mie de cot, stimații mei, se încheie cu momentul în care păcătosul vindecat prin Duhul Sfânt aleargă la Mântuitorul său. Și între cei doi are loc un legământ care este parafat pentru lumea văzută și cea nevăzută prin botezul cu apă. Iubiții mei, când Duhul Sfânt atinge gleznele cuiva, omul acela este conștient. Una dintre lucrările pe care le face Duhul Sfânt conștientizează omul de păcatul lui. Nimeni nu poate dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul decât doar Duhul Sfânt. Noi, ca și părinți, ca și slujitori, aducem argumente, aducem dovezi, evidențiem, prezentăm, dar singurul care poate convinge este doar Duhul Sfânt. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt în predicare. De aceea avem nevoie de Duhul Sfânt la sfaturile pe care le dăm copiilor noștri. De aceea Biblia ne cere să fim plini de Duhul Sfânt tot timpul. Aș vrea să vă spun, stimații mei, unul dintre lucrurile pe care le pierdem astăzi. Și biserica noastră trebuie să ia aminte, biserica contemporană. Nimeni nu poate convinge pe copiii noștri care stau 8 ore la școală și unde sunt învățați în mod sistematic evoluționismul. Nimeni nu-i poate convinge să creadă în Dumnezeu decât Duhul Sfânt. Iar dacă eu ca tată nu sunt plin de Duhul Sfânt, n-are cine-l convinge. Spunea unul dintre versetele profetice din Biblie, paharul meu este plin de dă peste el. Doar în momentul în care paharul meu este atât de plin că dă peste el, dând peste el, vine jos și cercetează glezele copiilor mei. Dar dacă eu am doar un anumit nivel, nu spune nimeni că n-am Duhul Sfânt. L-am pe jumate, am pe un sfert sau pe trei sferturi, dar nu-i plin de dă peste el. Copiii mei nu vor fi cercetați. Ceea ce-i nevoie astăzi, în sânul comunităților noastre, este să devenim conștienți că nu banii, nu relațiile, nu lucrurile pe care noi le credem îi pot ajuta, pentru că rămân la un moment dat reci, reci cu tot ce le dai. Rămân pe lângă pocăință. Se ridică așa în picioare și spun fraților, vreau și eu să urmez pe Domnul. Păi m-am născut în familie de pocăință, dacă îmi dai drumul într-o discotecă, nu știu să mă descurc. Dacă îmi dai drumul în altă parte, nu știu, nu fumez, nu beau, nici nu-mi place asta. Dar și eu pe aici. Problema este că nu-i nici în barcă, nici în apă. Pentru că e în zona aceasta. Și marea problemă este că au nevoie de plinătatea Domnului. Sunt copii buni, sunt copii deosebiți, sunt copii pregătiți, dar nu sunt plini de Duhul Sfânt. Dar n-au cum să fie plini dacă n-au modele pentru lucrul acesta. De aceea e important să-i lăsăm cercetați de Duhul Sfânt. Văd biserici la momentul actual pentru căciuri care pun accentul pe asta. Rugăciunile lor nu se întâmplă. Câteodată mă duc în biserici chemat să predic și nu mai apuc să predic, pentru că rugăciunile durează câte o oră. Dar în timpul acestor rugăciuni, Domnul botează cu Duhul Sfânt, Domnul vindecă și bărbații de acolo din biserică spun, frate, ne cerem scuze, dar asta e situația. Păi asta e, lasă-mă, mă bucur și eu în părtășia aceasta. Tinerii din biserică aceia sunt umpluți de Duhul Sfânt acolo. Au daruri spirituale. Oamenii aceștia nu lipsesc marța seara de la biserică. Îi lasă pe părinți acasă cu vite, cu ce au și îi fug la adunare pentru că vor să fie în prezența Domnului. N-ai ce-l urmări pe ăsta pe ce stă pe internet. N-ai ce-l urmări pe ăsta dacă e serios în ceea ce face. Pentru că Duhul Sfânt călăuzește, lăudat să fie Domnul. Altfel, acoperim niște lucruri, vedem că nu merg bine, n-avem soluția și soluția e în Scripturi. Din totdeauna soluția a fost Duhul Sfânt. Nu pregătirea, nu teologia, cu toate că nu-i rău să ai pregătire, să cunoști Biblie, nu-i rău să studiezi, nu-i rău. Dar peste toate acestea, dacă Duhul Sfânt umple un om, omul e folosit de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Prima mie de coți merge până la momentul în care omul
îl primește în mod personal pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții lui și încheie legământul în apa botezului. Convingerea lui de păcat, întoarcerea lui, este totdeauna lucrarea Duhului Sfânt. Nimeni nu-și poate convinge nici proprii copii, doar Duhul Sfânt o poate face. Și în domeniul acesta ar trebui să-L avem aliat, ca pe lângă sfaturile noastre, îndremnurile noastre, mustrările noastre, tachinările noastre, să-L mai lăsăm și pe Duhul Sfânt să lucreze. Doamne ajută! Dar la prima mie de cot sunt niște pericole, stimații mei frați. Primul pericol este că râul curge la răsărit. Dar pentru că apa ție îți ajunge doar până la ouul piciorului, că asta înseamnă glezne, tu poți merge liniștit spre apus. Apa curge spre sfințenie, spre curăție, spre neprihănire, dar tu în apa Duhului Sfânt poți să iei pe sens contrar, fără nicio problemă. De ce? Pentru că apa nu are nicio putere asupra ta. Tu stai în apă, dar apa nu te poate forța să mergi pe direcția ei. Dar tu ești în apă. Al doilea aspect pe care vreau să-l spun tuturor bisericilor și persoanelor care stau în prima mie de cot, toate gunoaiele din larg aici vin. Ați mers la mal, la râuri mai late, așa, și dacă cineva aruncă sticle de plastic sau ceva acolo, toate astea sunt mânate spre mal. Vin aici pe mal și câteodată și mirosul este destul de greu și nu, mizeria este în zona respectivă destul de mare. Toate profețiile neîmplinite, vindecările care au spus că le face la Timișoara și nu s-au mai făcut, știți unde vin? Toate aici și-l vezi cum ăștia se cercetează și pe o parte și pe alta și se spun, nu există, și stau în apă până la glezne. Foarte mult se discută în zona aceasta, pe aspectul acesta. Stimații mei, totodată, la prima mie de coți mai există un pericol, pentru că e atât de aproape malul, există anumite persoane care împrumută caracteristici unei viețuitoare care trăiește lângă mal. Când e frig afară, în apă sar pe mal. Când e prea cald pe mal, sar în apă. Și totodată, de foarte multe ori, auzi foarte multe gălăgii noaptea. Broaștere. Foarte mulți credincioși, pentru că sunt aproape de mal, nu știu unde îi găsesc. Dacă au o afacere de făcut sau trebuie să facă ceva, îl găsești la masă, cu procurorul, cu inginerul, cu nu știu cine, servind băutură de băutură. Alții aud că fac și alte lucruri. Când e evanghelizare sau e altceva, e și el acolo lângă predicator, lângă președintele cultului, lângă cutare să-și facă o poză, pentru că e foarte aproape de mal, e zona în care el se simte bine. Apa nu are niciun efect asupra lui. Nu-l duce spre răsărit unde ar fi trebuit să se ducă, când acolo curge râul. Îl ține pe loc doar în zona respectivă. Dar el e mulțumit cu starea aceasta. Stimații mei, de aceea am mai măsurat-o încă o mie de coți Îngerul Domnului. Pentru că oamenii nu trebuie să rămână aici. E o stare incipientă, e o stare bună, e o stare cu care încep, dar nu e o stare staționară. Foarte mulți oameni au pus pașă, sâmbă, ghipată și au spus nu mai mergi încolo, că e pericol din nec în Duhul Sfânt. Nu s-a necat nimeni în Duhul Sfânt până la momentul actual. Duhul Sfânt ajunge în viață, slăvit să fie Domnul. Și chiar dacă te neacă, tot viață îți dă. De aceea e important să mergem mai departe. De aia s-a mai măsurat încă o mie de coți, a doua mie de coți, și apa a ajuns până la genunchi. Când Duhul Sfânt, apa vie, cercetează genunchii cuiva, omul acela, în primul rând, începe să se roage. Îi place să se roage. La prima mie de coți, oamenii le primesc pe Domnul Iisus ca mântuitor, încheie legământ cu el. Dar au niște rugăciuni de SMS așa scurt. Doamne, eu sunt oaița ta, tu ești păstorul meu și cam atâta. La 2000 de coți, deja omul îi place să se roage. Îi place să se roage. Nu conta în momentul când am început să simt prezența Duhului Sfânt, că mă trimitea mama să dau șâșca la vite. Îi dădeam șâșca și imediat lângă iesle mă purneam jos și mă rugam Domnului. Ieșeam afară și mă rugam Domnului. Unde prindeam, mă rugam Domnului. De ce? Pentru că Duhul Sfânt a început să-mi cerceteze genunchii mei și să-mi transforme viața mea într-o viață de rugăciune. Iubiții mei, când Duhul Sfânt îți cercetează genunchii, în primul rând, devii o persoană care îți place rugăciunea. Nu te duci la rugăciuni că trebuie. Trebuie să mă vadă fratele păstor, a văzut că n-am fost două marți și acum mă duc și stai cumva. Nu te... Văd de foarte mulți ori oameni care vin la rugăciuni, se uită așa numai pe adunare, se uită la cea, ui, trece timpul, frate, m-ai văzut, da, bun, de acum două sliber. Iubiți-mă, nu asta e sensul. Când Duhul Sfânt îți atinge genunchii, îți place rugăciunea, alergi la rugăciune. Efectiv,
Câteodată te uiți pe tine însuți în timpul rugăciunii, pentru că Duhul Sfânt îți atinge genunchii și rugându-te și tot rugându-te. Spune Sfânta Scriptură, au stat 10 zile apostolii în odaia de sus și stăruiau cu un cuget în rugăciune. Și după stăruința aceasta în rugăciune, a turnat Dumnezeu peste ei Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. A doua mie de cot se încheie cu botezul în Duhul Sfânt. Când omul umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, începe să vorbească în alte limbi și să laude pe Dumnezeu în așa fel încât devine un canal prin care Dumnezeu îl zidește și pe el și pe ceilalți. Stimații mei, Biserica Pentecostală a ajuns în starea aceasta. În multe biserici se face stăruință pentru Duhul Sfânt, tocmai pentru facerea celor 2000 de coți. După care, foarte mulți iau lucrarea botezului cu Duhul Sfânt ca o medalie, ca o cupă, ca o realizare. O pun în vitrina vieții lor și spune de acum înainte eu nu prea mai am ce face. Cam asta e celul. 2000 de coți, îs ok, îs bine. Deja eu am cununa. Când stau și mă uit la ăștia de la 1000 de coți cum stau, eu stau bine. Și stau în zona asta. Nu li se mai spune că mai sunt coți. Nu li se mai spune că mai sunt daruri. Nu li se mai spune că au nevoie, Dumnezeu are nevoie și de lucrători. Nu li se mai spune. Efectiv, stau liniștiți și își văd de viața lor. Pentru că nu li s-a mai prezentat că trebuie să meargă mai departe. Stimații mei, aș vrea să vă spun că și la 2000 de coți sunt pericole. Primul pericol este că mai greu, ca cei de la 1000 de coți, dar poți merge contra râului. Da, apa îți vine până la genunchi. Apa curge la răsărit și tu mai greu o iei spre apus. Și la 2000 de coți, în Biserica Pentecostală. De-aia îți poți închipui de ce pentecostali fac anumite lucruri. Pentru că Duhul Sfânt, frații mei, niciodată nu posedă. Ci Duhul Sfânt călăuzește. Să țineți minte asta. Sunt frați care spun, frate, dar a fost aseară la stăruință sora asta sau băiatul ăsta, a fost la stăruință, l-a primit Duhul Sfânt. Ce Duhul Sfânt l-a primit că am văzut azi cum e îmbrăcat? L-am văzut azi cum vorbea. Dar Duhul Sfânt nu posedă, frații mei. Ți te aștepți că omul ăla să vrea să îmbrace altfel și Duhul Sfânt îți spune, te îmbraci așa. Și el spune, gata, mă îmbrac așa. Duhul Sfânt călăuzește, Duhul rele posedă. Și nici alea în totalitate. Duhul rele nu-ți iau liberul arbitru sau dreptul de a decide. Pentru că atunci când vine judecata și tu ai făcut o trasnaie pentru că ai avut un duh rău, îi spui lui Dumnezeu, Doamne, judecă-l pe el. Dar nu, Duhul rău nu posedă până ți-a toată libertatea. Nu ne putem ascunde în spatele unor duhuri. Vă amintiți de îndrăcitul acela din Gadara? În el erau arhivați, condensați 6.000 de demoni, toți grămadă în el. Toți acolo în el. Păi de ce nu l-au luat și în altă parte? Iisus trebuia să sosească în ținutul Gadarei dintr-o corabie. Duhurile astea nu știau, că ele știu mai mult ca noi. Nu știau că se vor întâlni cu Iisus, nu știau că Iisus nu va permite ca corana creționii lui Dumnezeu să fie posedată de demoni. Deci nu l-au luat să-l ducă în altă parte. N-au putut. Pentru că 6.000 fiind, nu pot să ia libertatea omului de decizie. Că omul este responsabil și posedat. Dar Duhul Sfânt niciodată nu posedă. El doar călăuzește, mă asistă, mă învață. Dacă vreau, ascult. Dacă nu îi spun Duhul Sfânt, eu merg pe sens contrar. Până la genunchi în apă, dar fac cum vreau eu. Merg cum vreau eu. Talpa piciorului meu atinge fundul râului și eu merg pe direcția pe care vreau eu. De ce? Pentru că încă am stabilitate. Că încă am control. Și ca atare, eu rămân în poziția aceasta. Stimații mei, există pericolul acesta că poți să fii botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și să poți merge contra râului, săvârșind anumite greșeli și chiar păcate în viața ta. Și să nu vă mirați că există pocăiți la pentecostali care greșesc. Pentru că Duhul Sfânt nu ne este dat încă o dată, vă repet, să ne posede, ci să ne călăuzească. Dacă vreau să fac un bine, Duhul Sfânt mă ajută. Dacă vreau să mă rog mai mult, Duhul Sfânt mă ajută. Dacă vreau să citesc Biblia, Duhul Sfânt e lângă mine. Dacă vreau să sprijinesc pe frați, Duhul Sfânt e lângă mine. Dacă eu, în schimb, vreau să fac altceva, eu am pe Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu mă ajută în păcatele și în provocările pe care eu le am și vreau să cad în ele. De aceea, la 2000 de coți există pericolul să mergi contra sens. Apoi există pericolul de mândrie spirituală. Foarte mulți oameni, după ce au primit botezul cu Duhul Sfânt, vorbesc despre alte biserici care au ajuns numai la prima mie de coți, bieții de ei. Au rămas în stagiul ăla până la glezne. Bieții de ei n-au viziune.
Și ne-am campat, încă o dată vă repet, ne-am așezat în zona asta și stăm aici. Câteodată vin oameni de la 3.000 de coți, oameni cu putere. Și oamenii ăștia n-au cum să ne facă să înțelegem cât de bine este să fii sub Duhul Sfânt și vin în bisericile noastre de 1.000 de coți sau de 2.000 de coți, vin și n-au. Încep să ne stropească. Apoi eu niște stropitori așa și toarnă apă de aia vie peste noi. Are loc o trezire spirituală între noi. Băi, au fost fratele ăla cu stropitoarea. Are un cuvânt profetic, care ceva de o trezire. Băi, ce frumos a fost dimineața. Ala-i full iară. Din nou cu stropitoarea pe ei, după care fratele cu stropitoarea pleacă. Și noi rămânem iară până la glezne sau până la genunchi. Ne usăm în soare și spunem, care-i succesul nostru de a merge mai departe? Simplu, să mergi în apa Duhului Sfânt, Doamne ajută! E bine să chemați oameni cu daruri, e bine să-i chemați. Dar soluția nu-i tot să-i chemăm, ci să mergem noi mai la adânc, să ne ajute Dumnezeu. Lucrarea Duhului Sfânt prin ceea ce arată Duhul Sfânt, la 2000 de coți, apare niște semne foarte distinctive a parcurgerii celor 2000 de coți. Sfânta Scriptură ne arată și eu vreau să vă prezint succint. Petru a fost un rasist. El pentru neamul lui, el credea foarte mult. Niciodată Petru n-ar fi fost de acord să se dea Duhul Sfânt neamului. Niciodată. El credea că Duhul Sfânt autentic este doar pentru evrei, care au ținut legea, care nu au mâncat nimic necurat, care s-au păzit-o de una. Ăia meritau Duhul Sfânt. Și iată că într-o zi Dumnezeu i-a dat o revelație, o vedenie, o față mare de masă, cu tot felul de viețuitoare, curate și necurate, iar Dumnezeu îi spune, scoală-te, taie și mănâncă. Și Petru de 3 ori spune, nu. Și Dumnezeu îi spune, ce-am curățit eu, tu să nu numești spurcat. Îl pregătea pe Petru pentru ceea ce avea să urmeze. După care apar niște oameni trimiși de Corneliu, un neevreu, un roman, care vine și îl cheamă și spune, vină la noi și spune-ne ce ți-a spus Dumnezeu, pentru că stăpânul nostru i s-a arătat un înger și a zis, te chem pe tine. Petru când intră în casa lui Corneliu, nu zice, bună ziua, bine v-am găsit, ci începe cu un cuvânt foarte jignitor. Știți că nu este îngăduit unui evreu să intre în casa unui netăiat împrejur. Dacă Corneliu nu era un pocăit, îi spunea, du-te înapoi la tăi, tăiați împrejur, cum sunteți voi și lăsați-mă pe mine în pace. Dar Corneliu era prea pocăit, prea doritor după neprihănire, nu l-a băgat în seamă și a spus, știi ce, am trimis după tine și bine ai făcut că ai venit. Acum spune-ne tot ce ți-a spus Dumnezeu. Probabil Petru avea de gând să predice mai mult, avea mai multe puncte. A început mesajul lui, știți vorba făcută. Când ajungi în capitolul 11 și dă raportul bisericii din Ierusalim, el spune, n-am început să vorbesc bine. Deci el mai avea de gând să vorbească, avea de gând să povestească. N-am început decât să vorbesc eu și Dumnezeu a turnat peste ei Duhul Sfânt. Păi Petru, dar de unde îți dai seama că e Duhul Sfânt, nu e o copie? Pentru voi evrei, da, Duhul Sfânt a fost. Dar s-a putea la neamul să le fi dat o copie. În Apocalipsa vorbește de 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Pentru voi a dat Duhul Sfânt. Dar din alea 7 poate dă ceva și la romani ăștia, și la români, și la ceilalți poate dă ceva care nu-i. De unde v-ați dat voi seama? Și ăsta e cuvântul, frații mei, care face diferența și care exprimă foarte clar. Cuvântul Domnului spune în Faptele Apostolilor, capitolul 10, cu versetul 44, începând următoarele lucruri. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste. Ei nu s-așteptau, n-avea aprobarea lor Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt. Cum adică, domnule, primești ăștia Duhul Sfânt ca și noi? Noi am ținut legea, n-am mâncat nimic sporcat. Noi de când ne știm noi, noi păstrăm legile lui Dumnezeu, meritam Duhul Sfânt. Acum Dumnezeu le dă Duhul Sfânt și la ăștia, băi, dar de unde știți voi? Aveau tot interesul să spună că n-au primit chiar Duhul Sfânt. Dar de unde v-ați dat seama? Versetul următor este definitoriu. Versetul 46. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Amin. Și au dat seama după semnul acesta că au primit același Duh Sfânt ca și ei în ziua cincizecimii. Astăzi există și în mediile pentecostale, carismatice, există tot felul de învățători care vin și spun, nu-i neapărat, domne, nu trebuie neapărat, poți să fii mântuit și altfel.
Nu contează mântuirea cuiva, numai că mântuirea asta trebuie dusă la bun sfârșit. Dacă te botează cineva astăzi și ai un atac de corp în apa botezului și mori, ești mântuit. Dar dacă mai trăiești puțin și îți mai dă Dumnezeu un an, cu ce îți duci tu mântuirea până la capăt? Că noi nu suntem capacitați să ne ducem mântuirea până la capăt decât cu ajutorul și prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul. Când Dumnezeu toarnă peste credincioși Duhul Sfânt, prea plinul credinciosului în termenii sanitari, așa, este faptul că el vorbește în alte limbi. Picioarele le dăm Duhului Sfânt din start, mâinile le dăm, urechile le dăm, ochii îi dăm. Ultimul mădular pe care ne-l păstrăm pentru noi, și știm noi de ce, de foarte multe ori, este doar limba. Semnul că credinciosul a predat totul Duhului Sfânt este că Duhul Sfânt îi ia limba lui în primire și el începe să vorbească după cum îi da Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Ai trăit experiența asta? Pentru că așa cum poate v-am spus altă dată, dintre toate darurile spirituale ale pe care ni le dă Dumnezeu, toate darurile zidesc biserica, în afară de vorbirea în limbi care ne zidește pe noi înșine. Eu dacă am darul de profeție, nu-mi pot profeți mie. Dacă am darul de vedenie, n-am pentru mine. Dacă am darul de cunoștință, nu le-am pentru mine. Ci toate astea le-am pentru alții. Singurul dar care mă fortifică, mă însănătoșează, mă zidește pe mine, este vorbirea în alte limbi. Că cine vorbește în alte limbi, se zidește pe sine însuși. Mă iertați, nu folosesc toate referințele biblice, pentru că știu că sunteți cunoscători de Scriptură, dau doar citatele de acolo. Cine vorbește în altă limbă, se zidește pe sine însuși. Tocmai la lucrul acesta se referea Domnul când spunea, iar tu când te rogi, închide-te în odăița ta, încuie ușa în urma ta și roagă-te tatălui tău în ascuns. Pentru că atunci când intri în odăița ta de rugăciune și închizi ușa, tu te izolezi de familie, de soție, de soț, de copii, de păstori, de oricine ar veni la tine, nu poți să treacă printr-o ușă încuiată. Dar acolo, de după ușa aceea încuiată, mai intră cineva care îți ascultă rugăciunea, e stăpânitorul lumii acesteia, diavolul, care vrea să vadă ce planuri ai tu, ce vorbești cu tata ceresc, ce-ți dorești tu cel mai mult. Și el poate identifica dorințele astea, el le poate vedea. Și ca el să n-aibă niciun acces la aceste dorințe, Duhul Sfânt îți dă o vorbire pe care stăpânitorul lumii nu știe și tu îi vorbești lui Dumnezeu și Dumnezeu îți răspunde ție și diavolul, cu toate că l-a terminat pe David, pe Solomon, pe Samson și pe alții, stă lângă tine și n-are ce-ți face. Ești fată de 17 ani, ești băiat de 18 ani, n-are ce-ți face, că tu prin Duhul Sfânt vorbești cu Dumnezeu taine, slăvit să fie Domnul, te rogi în ascuns. Foarte mulți dintre noi nu mai practicăm asta. Dar știți de ce? Că s-a făcut presiune. Pentru ce să vorbești tu cu stăpânitorul universului? Pentru ce să vorbești tu cu el? Pentru ce să spui tu tainele lumii acesteia? Pentru ce să spui tu neajunsurile de aici? Ce-ți dă Duhul? Nu mai bine te rogi în românește sau nu te rogi deloc? Și așa am ajuns să avem o viață de rugăciune searbădă. O viață de rugăciune în care credem că dacă transmitem niște mesaje scurte, alea merg pe autostradă când îți intră tirul în față, alea merg, frații mei, când ești la spital și te duc pe targă, dar dacă ai atâta timp la dispoziție, de ce ai timp de filme, de ce ai timp de meciuri, dar n-ai timp de rugăciune? De ce? Și vorbești nu cu regina Angliei, nu cu un șeic. În fiecare zi ți se dă oportunitatea să vorbești cu cel ce este domn al domnilor și împărat al împăraților. Știi cât e greu să obții o audiență la o autoritate de genul acesta? La un împărat? Și ție, prin Duhul Sfânt, Dumnezeu îți spune, vină la mine cu orice problemă. Și el are putere să o rezolve. Apostolul Pavel face o declarație. Biserica din Corint a fost o biserică care a făcut ceva probleme Apostolului Pavel. Și a făcut câteva excese. Unul dintre excese era că vorbeau în alte limbi, fără tălmăcire, și că profețeau în neorânduială. Ne-am fi așteptat ca Pavel, scriind bisericii din Corint, fondată de el, să rezolve această problemă cum o rezolvă mulți păstori și multe borduri pastorale de astăzi. Oprim tot. Și pe proroci, și pe vorbitori în alte limbi s-au gătit decât să avem probleme cu voi. Nu. Pavel vine și le spune în felul următor. Vorbiți, puteți să prorociți toți, dar să nu împiedicați vorbirea în alte limbi. Și mai face o declarație. Eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Însumați câți vorbiți voi, și nu erau puțini corintenii, eu vorbesc mai mult decât voi toți.
în loc să oprească subiectul pentru care corintenii făceau abuz, el vine și îl reglementează, dar nu-l anulează, pentru că știa ce mare avantaj are credinciosul care știe și care profesează vorbirea în alte limbi. De ce avem slăbiciune spirituală? De ce suntem în afara planului lui Dumnezeu? De ce nu cunoaștem planurile pe care le are diavolul privitor la noi? Pentru că ni se întrerupe legătura, frații mei. Că Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți transmite lăuntrului tău, cum necum, îți arată anumite lucruri. Chiar și anumite stări de neliniște pe care ți le-a transmite de la Duhul Sfânt, știi că urmează să se întâmple ceva și începi să te rogi. O anumită teamă sfântă vine peste viață, pentru că ți le transmite Dumnezeu. Dar câtă vreme ai întrerupt legătura, vrei să-ți iasă ca lui Balaam un înger înainte? Dumnezeu ți-a dat profesorul să fie înăuntru, nu în afară. De aia s-a dat, de aia s-a dus Domnul Iisus la dreapta Tatăl, să ne trimită un mijlocitor, slăvit să fie Domnul. De aceea e important pentru noi să verificăm, am ajuns la 2000 de cot și dacă am ajuns, ne comportăm într-un mod corespunzător? Pentru că e atâta de mare nevoie. Vreau să mai demontez, pentru că am puțin timp, să mai demontez ceva de care nu se ține cont. Foarte multe biserici au întrerupt stăruința pentru Duhul Sfânt pentru niște accidente, cu ghilimele de rigoare, care au avut loc acolo. De ce? Au venit niște tineri sau niște tinere și în timpul stăruinței au fost trântiți jos, unii dintre ei au făcut spume la gură și frații binevoitori au spus, au primit un duc străin, ca atare toți suntem să mai facă stăruință. Frații mei, aș vrea să vă spun ceva foarte clar, și anume, atunci când noi ne rugăm și cerem de la Dumnezeu Duhul Sfânt, știți ce trimite Dumnezeu? Voi care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru va da ce? Duhul Sfânt celor ce îi cer. Absolut! Se adună poporul lui Dumnezeu la rugăciune, Dumnezeu trimite Duhul Sfânt. Problema este că eu sunt un tânăr din biserică, îmi fac firmele de groază, îmi plac. Mă mai uit pe la ghiuoc, pe la cutare, să văd ce mi-e. Tare mult iubesc horoscopul și toate astea au origine păgână, diabolică, satanică. Îmi place așa să ascult muzică rock care e cu tentă satanistă, închinare la satana în mod direct. Și eu nu mă lepă de marfa diavolului. Eu lăs ca aceste entități să se lipească din mine, să mă facă nervos, să mai scăp câte o înjurătură, că da, sunt pe familie de pocăiți și au închis stăruință. Și când îi stăruinți, eu mă duc acolo sincer să primesc Duhul Sfânt, că vreau să am și Duhul Sfânt. Problema este când poporul se roagă și cere Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt se apropie, cine s-o lipi din mine, nu-i convine. Pentru că știe că Duhul Sfânt nu va permite ca acele entități să rămână lipite de mine. Știe că le va scoate afară. Și atunci încep să se manifeste. Și apar acele manifestări pentru că nu s-a făcut mărturisirea înainte. N-a venit tânărul să spună, frate păstor, frate bătrân, uite, m-am mai uitat unde nu trebuia, am mai făcut lucrul ăsta, mă sfințesc, mă pocăiesc, scot afară tot ce are diavolul, să n-ai venit nici o putere să pot primi Duhul Sfânt. Nu, crede că se poate fura. Și intră așa în stăruință și câteodată sperie pe toți ceilalți. Eram într-o biserică mult mai mare ca dumneavoastră și s-a început stăruința. Și un băiat tânăr a început la un moment dat să se zvârcolească pe jos, și nu-l puteau ține 6 bărbați. Fratele păstor m-a întrebat, ce fac acum? Zic, scoate-l afară și mărturiseți-l. Cu băiatul ăsta are ceva. Are ceva ce nu v-a spus, a intrat nepregătit. Și duhurile care sunt lipite de el, nu-l lasă să primească Duhul Sfânt. L-a scos frața afară, nu știu ce-o mărturisit. Cert este că după jumătate de oră a intrat înapoi, tânărul a ridicat mâinile sus, curățit prin sângele Domnului Iisus, a coborât Duhul Sfânt peste el și a început a vorbi în alte limbi. Spune Sfânta Scriptură că la un moment dat i-au adus ucenicilor Domnului Iisus pe un băiat. Un băiat care era chinuit de satana, de dracu. Îl trântea ba în foc, ba în apă. Ucenicii n-au putut să scoată. Și l-au adus la Domnul Iisus. Și Domnul Iisus pune o întrebare. De când este, de când faci așa? Pentru că diavolul nu are respect, nu te așteaptă să ajungi major. Dacă are o ocazie și tu îi pui copilului tău desene animate,
care sunt făcute acum de regizuri la Hollywood și majoritatea dintre ei se consultă cu ocultiști și sataniști ca să-ți dea. Pentru că foarte mulți părinți, ca să meargă liniștiți la adunare, pun copiii în fața desenelor animate și se duc la adunare liniștiți. Și ei nu știu că prin desene animate sunt invocate spiritele malefice. Ei nu dorm noapte, ei vedeți că se trezesc la un moment dat. Nu știți de ce. Ei, întreabă Domnul, de când? Din copilăria lui face așa. Și ne spune Scriptura că Domnul Iisus a venit și a spus simplu: ieși afară din băiatul acesta. M-aș aștepta ca Duhul să spună: mai prins, Doamne, am plecat, gata. Nu, nu. Spune Scriptura, a mai strigat odată, l-a trântit jos și a ieșit. Și oamenii au crezut că, cum adică e prezent Domnul Iisus? Da. Și-o dat seama că e scos afară și-o mai făcut un ultim gest. Așteaptă-te ca atunci când vine Duhul Sfânt la rugăciunea bisericii, dacă nu te-ai mărturisit, să ai asemenea situație. Am observat de ani de zile, de când facem stăruință, prezentăm bisericii foarte clar. Surorile se duc la surori la mărturisire, frații se duc la frați la mărturisire. I-am spus foarte clar, ca și păstor, nu sunt curios să aflu greșelile și păcatele cuiva. Nu sunt curios, dar dacă n-ai la cine te duci, te ascult și îngrop totul, ca să poți intra în biserică să te umple Dumnezeu de Duhul Sfânt. Pentru că ăsta e lucrul cel mai important. De ani de zile, Dumnezeu umple și botează cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! Dar asta implică pocăință și renunțare la anumite lucruri. Dacă mi este permis, vă citesc un singur pasaj biblic care arată cât de important este acest lucru. Spune cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 15, cu versetul 8, în felul următor. Sau să începem de la versetul 7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea să se audă cuvântul Evangheliei și neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Atenție, se vorbea de cazul Corneliu. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și la botez mărturisesc eu că cred în Dumnezeu. La botezul cu Duhul Sfânt mărturisește Dumnezeu care cunoaște inima. La primul botez îl pot fenta pe Filip, pe păstor, pe tata, pe mama, pentru că mărturisesc eu. Spune Simon, care a luat botezul, care era la prima mie de coți, a crezut și el și a fost botezat. Dar l-a fenta pe Filip, pentru că el cu banii lui vrea să cumpere funcții bisericești și slujbe și daruri bisericești. Și la un moment dat Petru și-a dat seama și a spus: banii tăi să piară împreună cu dure cuvinte. Dar omul acesta le merita pe deplin. De ce, frații mei? Pentru că a fentat la primul, la a doilea n-a putut. La a doilea mărturisește Dumnezeu pentru tine și îți dă Duhul Sfânt. Știu că unii dintre dumneavoastră ați mărturisit că credeți în Iisus Hristos. Dumnezeu a mărturisit pentru voi? Sunteți provocați de lucrul acesta. A mărturisit Dumnezeu pentru voi? Mărturisește acum Dumnezeu pentru voi? Pentru că contează tare mult. Eu îl cunosc pe Iohannes, dar el mă cunoaște pe mine? Da, foarte mulți dintre noi. Îl cunoaște pe Dumnezeu, îl primim pe Domnul Iisus, dar el mă cunoaște pe mine? Când el mă cunoaște, mărturisește despre mine, dându-mi Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! De aceea vă provoc în fața cuvintelor biblice. De aceea. Știu că este astăzi o lejeritate, așa, o zonă gri, în care să mergi cu orice, dar ce, numai noi o să fim mântuiți? Uitați-vă ce spune Biblia. Biblia nu se joacă cu noi. Vreți să mergeți pe margine? N-aveți decât prăpastie aproape. Dar mergeți pe pielea voastră și a copiilor voștri. Trasați o cale dreaptă. A doua mie de coți se încheie la botezul cu Duhul Sfânt. Când Duhul Sfânt se manifestă prin tine. Dar omului Dumnezeu nu s-a oprit aici. Și mai există o mie de coți, că apa vine până la mijloc, până la șolduri. Mijlocul în Biblie reprezintă puterea. Omul începe să aibă putere. Nu numai să se roage, nu numai să-L primească la prima mie de coți pe Iisus ca Domn al vieții lui, nu numai să-I placă rugăciunea, ci începe să aibă putere în ogorul lui Dumnezeu. Începe să manifeste putere. Să reluăm cu ceea ce am început mesajul. Dacă Petru și Ioan ar fi fost ca noi, cei de la 2000 de coți, și mergea la Poarta Frumoasă, spunea cam în felul următor: aur și argint n-avem. Și spuneam adevărul. Dar ce are Domnul Iisus, o să ne rugăm și dacă e voia Lui, o să-ți dea și ție. Asta e rugăciunea noastră, actualmente. Asta este. Ei nu spun așa.
Aur și argint n-am, dar ce am, îți dau, scoală-te și umble. Și l-au plecat. Nu se mai merge, s-a cantonat toată biserica pentecostală la 2000 de coți. Mulți scriu pe Biblie și pe care de când îți bea data cu tare, BD, data cu tare, bea botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Mai departe, noi deja ne mirăm când avem cununa. Mai departe, nu ne interesează că trebuie să zidim poporul. Apostolul Pavel nu se oprește aici, ci vorbește de putere, vorbește de cunoștință. Spune Sfânta Scriptură, umblați după darurile cele mai bune, dar mai ales să... Câți dintre noi asta mai umblă după așa ceva? Stăm la 2000 de coți. Mulțumesc, Domnule, pentru BA și BD. Nici mai vorbim în limbi de multă vreme, dar vrem să fim biruitori. Vrem oamenii din prejurul nostru să schimbe. Nu uitați, frații mei, vorbeam cu frații, pocăiții nu sunt oameni perfecți. Indiferent unde îi pune, ce poziție au ei, nu sunt oameni perfecți. Suntem oameni care continuăm să ne sfințim, Doamne ajută! Marea problemă este că oamenii din prejurul nostru ne văd foarte bine imperfecțiunile. Și noi le vedem, e adevărat. Ne silim în multe aspecte, nu reușim totdeauna, e o luptă continuă. Când în schimb Duhul Sfânt îi cercetează de pe cei din prejurul nostru, ei nu mai văd imperfecțiunile noastre, ci văd slava și puterea lui Dumnezeu. Și ei vin la pocăință, nu pentru că au fost mișcați de niște pocăiți perfecți din Dumbrăveni sau din Bivolărie, ci pentru că Duhul Sfânt i-a mânat spre casa lui Dumnezeu. Frații mei, soluția pentru casele noastre, pentru rudele dumneavoastră, pentru vecinii dumneavoastră, pentru angajații dumneavoastră, este tocmai plinătatea noastră cu Duhul Sfânt. Doamne ajută! La 3000 de coți sunt oamenii care încep să lucreze cu putere. Mijlocul în Biblie reprezintă puterea. Omul care ridica greutăți, omul care lucra, trebuia să fie încins. E adevărat că foarte mulți credincioși doresc să fie oameni ai puterii. Doresc ca prin mâinile lor, prin cuvintele lor, prin gesturile lor, Dumnezeu să tămăduie, să vindece, să exorcizeze, să facă lucrări deosebite. Marea problemă este că apa, prin densitatea ei, ca să-ți ajungă la mijloc, totdeauna trece pe la genunchi? Totdeauna trece pe la genunchi. Nu poți să ai o pătură de apă la mijloc și ești om a puterii, dar la rugăciune lipsești. Rugăciunea îți place. Semnul că tu ai putere este că vii la rugăciune, trăiești rugăciune, cauți rugăciunea, te lupți în rugăciune și apoi ai și putere. Dumnezeu să ne ajute. Rostești cuvinte care în domeniul spiritual sunt băgate în seamă. Pentru că ești om al puterii. Folosești puterea lui Dumnezeu. De aceea e important. Văd că nu se mai vorbește de așa ceva. Și aș vrea să vă spun, Dumnezeu are daruri. N-are numai botezul cu Duhul Sfânt, are daruri în biserică. În biserica noastră am oameni care sunt ochii mei și urechile mele. Eu aș vrea să prorocesc, dar Dumnezeu mi-a spus să rămâi pe banda ta. Era tot banda mea. Dar ca să pot vedea înainte, am oameni care se roagă și postez pentru mine. Și care mă anunță, vezi că vei merge într-o biserică, vei avea situația asta și asta. Altul vine și spune, am văzut din partea Domnului următorul lucru. Le colaborez. Mulți vin și spun, frate, am văzut ceva și nu înțeleg. Dar nici nu trebuie să înțelegi tu. Tu spune mie ce trebuie și pe traseu eu văd exact lucrurile întâmplându-se. Pentru că am ochii mei, urechile mele, dar eu aș vrea eu să văd, eu să aud. Dar Dumnezeu spune, te-ai mândri. Lasă, ai nevoie și de ochi, ai nevoie și de urechi, ai nevoie și de picior, ai nevoie și de mână, ai nevoie, tu ești gura. Dar ai nevoie de toate. Rămâi flămând dacă mâna nu se îndoaie. Dar trebuie să se îndoaie, cu toate că mulți frați care trebuie să hrănească și gura celui ce vorbește, la un moment dat de la cot spune, am mâncare bună, frumoasă, dar cotul nu vrea, e nervos, ziua de azi. Nu se îndoaie. Ce-ați face dumneavoastră? Ce-ați face să fiți singur la masă? Că mâna aceea, cotul e nervos, că lui enerva nevasta dimineață. El nu se îndoaie la slujba de azi. Rămâi frumos. De aia trebuie să fii totdeauna la îndemâna Domnului. Dumnezeu să ne ajute. Să fii acolo unde trebuie. Să fii pe poziție pe care o dorește Dumnezeu. La 3000 de coți încep să lucreze oamenii cu daruri. Ajungi în apă, ieși cu picioarele pe fundul râului, iubitul meu, dar începe Dumnezeu să lucreze prin tine. Pentru că nu ne dăm seama de lucrul acesta. Aș vrea să vă spun, imediat după botezul cu Duhul Sfânt, sunt persoane care au revelații din partea Domnului. Dar nu le spun nimănui că li se spune, Domnule, la 2000 de colți, dacă am ajuns, e ok. Ai avut un vis de noapte? Lasă-l acolo în uitare. Ai avut o vedenie? Lasă-o acolo. Ai avut o descoperire? Fost cam slăbuță. Nu uitați, frații mei, toate darurile bune nu se dau din prima, ci Dumnezeu te verifică dacă ești credincios peste puținul încredințat. Ți-a dat Dumnezeu o vedenie? Prezint-o.
Dacă e pentru biserică, mergi la păstorul bisericii. Frate, am avut din partea Domnului, nici nu știu ce înseamnă, nici cum să o iau. Vă rog frumos, rugați-vă pentru mine să am ceva clar din partea Domnului. Numai deschiderea aceasta a ta, că îți dai seama că darul ăla nu-i pentru tine, nu-i pentru neamul tău, e pentru biserica Domnului Iisus Hristos și o aduci la păstor. Asta te face să crești și Dumnezeu îți va da mai mult. Dar dacă tu păstrezi lucrul ăla pentru tine, văd oameni care au dar de profeție, dar au dar numai acasă, adică au semnal. Au dar numai când îi cheamă prietenii lor. Dar biserica Domnului care aici n-are nevoie de darul tău? Ori prorocești în adunare și când te duci acasă poți să lucrezi liber, că frații slujitori stau în spatele tău, te garantează în domeniul ăsta. Dacă vii la Dumbrăveni, eu nu o să mă uit la lucrarea care o ai, cu toate că sunt atent, dar să o întreb, frate Petrică, persoana asta, soara asta sau fratele ăsta, îi cu rânduială la dumneavoastră? Frate, nu-i cu rânduială, îmblă dintr-o parte în alta, nu mă comentează pe drumul. Păi ce să aștepte dintr-un izvor din care curgi ba așa, ba așa? La mine s-ar putea să fi nimerit să curg rău, nu? De ce? Pentru că el așa umblă. Câtă vreme e sub cercetarea bisericii, câtă vreme e sub grija fraților, câtă vreme îi spune fraților, rugați-vă pentru mine, pentru acurateța lucrării mele. Eram nu de mult la o seară de rugăciune în biserica noastră și pentru un vas de la noi, vine descoperirea unui surori pe care cel care conducea rugăciunea spune, să încheie sora cu tare. Nu mai fusese frață de mult. Și sora începe să roage și prin vasul respectiv spune, iată femeie, într-adis te-am numit seara aceasta ca să-ți deschizi gura, pentru că de multă vreme mă rogi să mă ating de spatele tău care te doare și în seara aceasta, în numele Domnului Iisus, ești atinsă și vindecată. S-a terminat rugăciunea, vine un frate, sora era căsătorită, avea familie, dar vine un frate de-a ei, care era mai circumspect așa cu lucrările, care mai așa, știți că șânși de ăștia, proroci ăștia. Biblia spune, nu disprețui prorociile. Însăși gestul ăsta te duce spre o anumită zonă. Copiii tăi când te aud, poți să aibă o lucrare bună care îi spune, păzește-te. Că spune, dar tata spune, proroci ăștia. Nu ai voie să disprețui. Fii atent și cercetează ce e și este bun. Și ăsta spune, bă, dar de unde știi tu că o doare pisoarea mea spatele? De unde știi? Că eu știu, eu sunt fratele și nu știu așa ceva. Și prorocul nu spune, na, frate, știi, vă... nu, nu, unde-i sora ta? Trimite unde, spune-i sora să vină aici. Eu sunt proroc al Domnului și eu știu, și Biblia spune, nu disprețuiți prorocii, ci cercetați totul și păstați ce este. Eu pot greși și dacă greșesc, mă pucăiesc în seara asta. De față cu tine și de față cu ei, dar să vină ea aici. Vine ea și întreabă, soră, s-a vorbit Domnul în seara asta? Da, frate. Te doare spatele? Da, frate. Păi tu, frate, Dumitale, nu știu. Dar ce eu explic lui frate meu când mă doare bine spatele? De el știe, el e la casa lui. M-a întrebat vreodată ceva? Numai așa se bagă, numai ca să-ți mă... Nu, mă doare spatele și în seara asta s-a atins Domnul de mine. A plecat la capul în jos și frate Iisus, ai grijă? Nu te mai juca cu disprețuit. Poate ai motive la unul, la altul, care să joacă cu lucrarea. Dar în domeniul ăsta nu-ți dă voie, Domnul. Însă oamenii astea au direcție, au culoar printre noi. Vin și aruncă în dreapta și în stânga și Dumnezeu are vasele lui. Problema știți care este? Din cauza la unul rău, efectiv sunt blamați toți ceilalți. Întâlnesc proroci care nu sunt răi, dar la un moment dat intră într-o casă și tata la 11 copii bolnav de leucemie, galben tot, se duce, toată lumea vede, toți copiii plâng. Biblia spune, prorocul n-are voie să lucreze mai presus de puterea lui de credință. El când vede, trece de puterea de credință și din milă spune, iată mă voi atinge și voi lucra. Nu bine iese din casă și n-ajunge bine acasă, că moare ala. Cum o mai îndreaptă? Că eu ca predicator seara asta pot scapa o erezie la voi. O erezie. Vine fratele Petrică sau cineva, fratele Dumnezeu, ai scăpat. Spun, frate, uite, duminica viitoare fac cumva sau vin la dumneavoastră, mă să studiez, mă duc acasă, da, domnule, erezie, vin duminica viitoare, frații mei. Duminica trecută când am fost la voi, am spus un cuvânt care am constatat sub călăuzirea fraților că este o erezie. Vă rog frumos să mă iertați. Toată biserica mă iertă, băi, dar este o mers bine, aia nici nu ne-am dat și noi seama. Dar cum o îndreaptă prorocul când spune că a străiască și ala moare? Și de aici se iau foarte multe lucruri care se aruncă așa. Dar prorocul ăla a depășit limita de credință. Nu trebuia să meargă mai departe și trebuie să pocăiască și el. Dar asta nu înseamnă că toată lucrarea lui este rea. Când judecați lucrurile după Biblie, veți da voie împrejurul dumneavoastră să crească oamenii ai Domnului, oameni care să aibă descoperire, oameni care să vină în dreptul tău și să spună, frate,
Roagă-te pentru fiica dumitale că diavolul și-a făcut un plan să o smulgă din biserică. Și nu te trezești în multe biserici care au oprit totul, că dintr-o dată o fată nu mai vine la adunare, ba chiar încurcată cu un arab, cu cineva. Bă, dar cum de s-a întâmplat asta? Păi da, străjerii de pe ziduri, ei dat jos, ei nimicit cu tot felul de cocani. Ai aruncat în ei cu... Tu vrei acum să ai și lumină în domeniul ăsta, nu? Dumnezeu lucrează în biserică prin oameni la care le-a dat daruri. Slăvit să fie Domnul! Și asta e 3.000 de coți. Pentru că nu mergem și n-am ajuns în zona aceasta. De aceea stăm la 2.000, suntem numiți un popor al rugăciunii, dar n-avem viziune de viitor. Nu cunoaștem. Și de aceea v-aș ruga, stimați frați și surori, sunt aici bărbați și femei, tineri și tinere, pe care Dumnezeu vrea să-i încarce cu daruri spirituale. Continuați să cereți de la Domnul, Doamne ajută! Continuați să cereți de la Domnul. Toți frații au nevoie de călăuzire. Au nevoie de călăuzire în afacerile lor, în drumurile lor, în lucrarea lor. Și Dumnezeu are o voie bună, plăcută și desăvârșită. Dar ne-a dăruit Duhul Sfânt ca prin El să avem cunoștință și să depindem unii de alții. Și știți ce-i mai frumos, frații mei? Știți ce-i mai frumos? Aștept ca un om cu studii, cu pregătire, cu două facultăți, Dumnezeu să-i dea un dar. Dumnezeu îi spune, îți dau darul de a cărmui. Nici de a predica, de a cărmui. Doamne, dau un dar așa. Am să-i dau unui mădular mai lipsit de valoare. Și vine cineva din lume care a fost doar șoban. Vine în adunare și îi dă Dumnezeu un dar de descoperire. Pentru că Biblia vine și spune, dar mădularele mai lipsite de valoare, El le împodobește cu mai multă podoabă, ca să nu fie nicio... Și noi ne chinuim atât de mult să facem deosebire. Băi, să se știe cine. Și tocmai de aceea anulăm darurile cele mai bune. Să se știe cine-s eu. Și am nevoie de El. Cum, Domnule, n-ai nici patru clase? N-am patru clase. Și de unde descoperirile astea? Numai de la Dumnezeu. Că dacă avem două facultăți, credic, mă descurc eu. Dar numai de la Dumnezeu. Și ăștia sunt între noi. Dar nu le dăm voie. Pentru că avem anumite mentalități. Încă o dată vreau să vă spun. Dacă îi așează Dumnezeu, foarte mulți dintre ei nu știu să lucreze. Vine la păstor și spune, frate, dar asta e numai Dumnezeu, mi-a dat și lui, îi răspund. Nu, nu, darurile sunt date pentru biserică. Dacă păstorul spune, stai din gură, el răspunde, tu trebuie să stai din gură. Dacă ai o lucrare, vine la cei din biserică. Când frații slujitori sunt convinși după o bucată de vreme și spune, soră, dacă ai o lucrare, dă drumul în plenul bisericii, că de acum răspundem noi. Și dacă apare ceva, corectăm. Că așa se fac lucrurile. Dumnezeu să ne ajute. La 3.000 de coți, în schimb, există și aici pericole. Scriptura ne spune că atingem încă cu picioarele noastre fondul râului și putem merge contra curentului. În ziua de pe urmă, când nu se mai poate pocăi nimeni, se vor prezenta tocmai oameni de la 3.000 de coți, care vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atenție, Domnul nu le contestă autenticitatea celor lucrări, ci le contestă doar direcția. Plecați de la mine voi toți lucrătorii cui? Cum în apă până la brâu? Da, merge și minciunica, merge și hoția, merge și cutare, merge, că doar merge, na. Că doar dacă suntem în apă până la brâu și ne folosește Dumnezeu la predic și la dirijat și la compus și la prorocit, o să se ia seama? Da, o să ia seama Dumnezeu. Că Dumnezeu nostru e sfânt, slăvit să-i fie numele. De-aia trebuie pocăință continuă. Nu contează ce daruri ai. Nu contează cât de cunoscut ești. Trebuie să fii pocăit în fiecare zi. Să ne ajute Dumnezeu. Câtă vreme talpa picioarelor tale atinge fundul râului, iubitul meu, poți merge. Contrar, mai greu, dar poți merge. Totodată mândria spirituală se poate instala. Nu-i timp să vă spun despre câteva personaje pe care le cunosc cu niște descoperiri foarte exacte, oameni de 3.000 de coți, care aveau niște descoperiri extraordinare. Până au întrebat pe Domnul câte le-a prorocă el din țară. Și i s-a spus că e al patrulea. Din momentul respectiv, n-a mai avut darul de descoperire, ci de ghicire. Din momentul respectiv știa ce scrie pe buletinul omului, știa ce scrie absolut data lui de naștere, toate date de aia, dar nu spirituale. Pentru că omul acesta s-a mândrit. Indiferent ce daruri am avea, la 3.000 de coți există pericolul mândriei spirituale. Și știți că una dintre cele mai inteligente făpturi create de Dumnezeu a devenit din heruvim strălucitor Satana și vrăjmașul lui Dumnezeu doar din cauza mândriei spirituale.
Ca un om să devină, dintr-un om folosit de Dumnezeu, să devină asemenea celuilalt, trebuie să păcătuiască în același domeniu. Să fie mândru spiritual. Să nu-și mai încapă în piele de modul în care Dumnezeu lucrează prin el. Ori la 3.000 de coți există pericolul acesta. Și mai există o măsurătoare. Ultima. 4.000 de coți. Când recunoaște Ezechiel, nu mai pot, nu mai am control. Până la 3.000 de coți, când întreb pe cineva, ai Duhul Sfânt, spune, am. La 4.000 de coți, Duhul Sfânt te are pe tine. De acum încoace, Duhul Sfânt te duce la răsărit. Până aici stai, mai greu sau mai ușor, stai în apa Duhului Sfânt. Ești mulțumit cu starea asta. La 4.000 de coți, te ia Duhul Sfânt și începe să te ducă. Este un râu în care trebuie să înnoți. Nu mai ai control cu picioarele. Ori asta e starea pe care o dorește Sfânta Scriptură pentru noi. Fiți plini de Duhul Sfânt, Doamne ajută! Oriunde ești să fii călăuzit de Duhul Sfânt, să-ți dai seama că totul este cântărit în viața ta. La 4.000 de coți nu-ți faci probleme niciodată, pentru că Duhul Sfânt te are în mâna Lui. Multiplicarea celulară e verificată de Duhul Sfânt. Mintea ta e verificată de Duhul Sfânt. Totul este sub călăuzire. Nici nu-ți faci probleme. Când ajungi la 4.000 de coți, te folosește Dumnezeu sub călăuzirea sa. De aceea vedeți oameni folosiți de Dumnezeu la 4.000 de coți. Filip era în Samaria și predica Evanghelia. Mulțimi de oameni veneau la credință. Scriptura ne arată că apostolii nu i-au spus lui Filip, băi, așa că tu să pui mâna peste ăștia care s-au botezat, că au nevoie să facă 2.000 de coți. Să fii botezați de Domn, nu stea la 1.000 de coți. Nu-i spune. Și apostolii la Ierusalim trimit pe Petru și pe Ioan care să roagă pentru ăștia ca să ajungă la 2.000 de coți. Să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. După ce ăștia pleacă, ne spune Scriptura că Filip era în mijlocul lor și promotorul acelei lucrări era el. Un înger al Domnului coboară la Filip și îi spune, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza și care este? Păi pui întrebări, nu-i așa? Dar biserica asta se bucură în Duhul Sfânt. Tocmai au fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt. Eu nu știu să fac cu darurile acum. Acum, cum să mă duc eu? De asta știa foarte clar că dacă ești la 4.000 de coți, nu pui tu întrebări că ești grozav tu, că lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. El a început-o și cu mine sau fără mine, el o termină, fără discuție. Oricum o termină, că eu trebuie să plec la o anumită vârstă. Ca atare, Filip, n-am întrebat, dar de ce să mă duc pe-un drum pustiu? Spune Biblia, s-a sculat și a plecat. Ăștia sunt oameni de apă adâncă. Oameni care nu pun în discuție când Dumnezeu le vorbește, ei știu că Dumnezeu știe ce vorbește. Nu-mi treabă de ce-i pustiu, nu-mi treabă cu ce viteză trebuie să alerg, nu. Ei știu că Dumnezeu calculează totul. Știe viteza lui Petru când ia undița. El, profesionist, l-a prinde pește cu năvodul. Și a prins odată 153 de pești mari. Profesionist l-a prins pește cu mreaja. Îi spune, ia undița și cât de profesionist ai fi prins doar un singur pește. Te duci la mare, nu știm câte milioane de pești erau în apa aceea, arunci undița în mare și vei prinde un pește. Pentru prima dată în istoria pescarilor nu era important soiul și nici mărimea. Că în gura peștelui ai să găsești un ban și banul folosit acolo este un anumit ban. Nu-i tu orice ban. Un ban cu care se putea plăti darea la templu pentru Iisus și pentru Petru. Atât tot. Îl vei prinde pe ăla. Imaginați-vă dumneavoastră că Petru mergea cu oarecare viteză. O ajuns pe malul lacului Genezaret, o aruncat undița și din milioane de pești prinde un pește. Curiozitatea lui de să deschide gura. Când deschide gura, găsește exact banul specificat de Domnul. Pentru că cineva știe totul. Slăvit să-i fie numele. La 4.000 de coți trăiești lucrul ăsta. Efectiv, nu-ți faci probleme. Nu-ți faci probleme că ajungi dintr-o dată în închisoare. Știi că în Filip Dumnezeu are treabă cu cineva care nu iese niciodată din temniță, din pușcărie. El trebuie să păzească cu viața lui pe viața celorlalt. De aceea când s-a stins lumina tot, când nu mai avut lumină, când s-a dezlegat, omul ăla a luat prima dată sabia că și-a dat seama că ăștia au plecat și știa că n-are rost să rămână pentru a doua zi să fie umilit, să fie executat. Pentru că orice gardian răspundea cu viața lui pentru viața fiecărui evadat. Și ăla stătea în temniță, trimitea slujitori să cumpere pâine, trimitea pe el alt și ăla stătea acolo. Și Dumnezeu l-avea în vedere pentru mântuire și a trimis un comando special. Îl prind ăștia pe Petru, pe Pavel și pe Sila, îl dezbracă de haine, îl bate și ăștia nu spun că sunt cetățeni romani, pentru că erau misiune oamenii. Nu spun. Ziceam eu la un moment dat, nu spui, dar la prima nu iei pe spinarii, ți-aduce aminte că ai o grămadă de drepturi, că ești cetățean roman, că te-ai născut așa și așa mai departe, că n-ai avocat și că trebuie să fii. Nu spune nimic, taci din gură, după ce-ți bătuți bine, îți dați pe mâna temnișerului. Temnișerul, cu unul care a primit o asemenea poruncă, nu-i închide în temnița din afară, ci îi bagă în temnița dinăuntru și le pune picioarele și mâinile în butuci.
Și acolo, pe la miezul nopții, m-aș fi așteptat să cânte o cântare de jale. Dar ei cântă o cântare de laudă și cei închiși îi ascultau. După care Dumnezeu dezlănțuie totul. Și în noaptea aceea este mântuit temnicerul și toată casa lui. Slăvit să fie Domnul. A doua zi prezintă cine sunt. A doua zi cer la ea să coboare de pe jilțuri și să vină să stea puțin de vorbă cu ei. Dar în prima zi n-au făcut nimic. De ce? Erau oameni de 4.000 de coți. Pentru noi, dacă eram lângă dânsii, spuneam, băi, spune cine ești, măi. Mă duc eu și le spun că ești cetățean roman. Cum te bat așa fără? Ăștia, taci din gură că noi suntem în misiune acum. De câte ori nu ne trimite Dumnezeu în misiune și pe drum pierdem și întrebăm, dar care e logica? De ce îmi cere Dumnezeu mie zile sfinte? De ce trebuie să-mi răb de-o de foame? De ce cu tare? Pentru că ești până la 3.000 de coți maxim. Când ești la 4.000 de coți, știi că Dumnezeu are un plan pentru tine și casa ta. Un plan care depășește orice imaginație. O lucrare deosebită. Măsurătoarea în apa aceasta s-a făcut din 1.000 în 1.000 în 1.000 de coți. Nu s-a făcut din 450, 680 și apoi se completeze. Pentru că Biblia spune că credincioșii, când străbat aceștia valea plângerii, o plefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și parafrazăm, în putere în putere. Observ foarte mulți frați, m-a botezat pe mine Duhul Sfânt acum 10 ani. Ce bucurie am mai avut, n-am mai avut niciodată. Dumnezeu are puteri noi, slăvit să fie Domnul. Are puteri noi. Râul ăsta curge spre răsărit. De ce? Pentru că acolo răsare soarele neprihănirii. Duhul Sfânt, dacă te vei lăsa călăuzit de El, te va apropia mai mult de Iisus Hristos. Pentru că suntem până la glezne, până la genunchi, până la brâu, suntem aproape de păstori și nu-i rău. Suntem aproape de proroci și nu-i rău. Suntem aproape de frați și surori și nu-i rău. Dar Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, ne-a trimis ca să ne ducă mai aproape de Iisus Hristos. Aruncă-te în apa aceasta. Nu știu în seara aceasta pe la ce cot ești. Dar am venit să-ți prezint și să prezint bisericii dumneavoastră un lucru pe care îl dorește Dumnezeu. Ați fost binecuvântați cu multe binecuvântări. Însă în spatele dumneavoastră se ridică o generație care nu știe aproape nimic de serile pe care le-ați trăit voi. Și singurii care le pot explica ce înseamnă rugăciune prin Duhul Sfânt, sub plinătatea Domnului, singurii care le pot explica ce înseamnă bucuria aceea nestăvilită a prezenței Duhului Sfânt, sunteți voi. Este vremea să predați ștafeta și să dați o ștafetă pentru care să se merite să se trăiască pocăința și să se alerge. Și ca atare, întrebați-vă la ce cot sunteți. La ce cot? Unii stau pe mal, alții au intrat până la glezne și sunt mulțumiți așa. Conversează cu cei de la 2.000 de coți, ce? Eu nu voi fi mântuit. Alții sunt la 2.000 de coți, mulțumesc lui Dumnezeu. Vizitam anul acesta o biserică din Canada, pe care am vizitat-o, și o biserică baptistă, care m-a chemat în mod special cu soția și mi-a spus că ne-am săturat de studii, îs bune, ne-am săturat de teologie, îi bună, dar e sec. Noi vrem să fim umpluți de Duhul Sfânt. Și am asta, i-am studiat împreună cu ei, efectiv mă bulversa stilul în care se rugau. Se plecau pe genunchi, începeau să roage și când se termina rugăciunea, ei mai stăteau vreo 2 până la 5 minute, că dacă Duhul Sfânt îi vorbește ceva unora dintre ei, Doamne, dacă ai o vedenie, eu sunt aici. În acest timp în care eu făceam studii cu ei și le demonstram că ei aveau o altă mentalitate în domeniul ăsta, am mers în biserica pentecostală. Știți ce am găsit? Oameni care aveau tot ce le trebuiește. Măi, fraților, dar mai pentru biserică mea. Stai liniștit, frate. La Domn, noi avem Duhul Sfânt. Nimeni mai vorbește Duhul Sfânt din când în când. Lasă, noi avem tot ce... Am văzut o lipsă de pasiune, o lipsă de determinare, o lipsă de râvnă. Am văzut doar 3 oameni în frunte cu păstorul care mai strigau din când în când, slăvit să fie Domnul. Aleluia, dar și acela surdină, nu cumva să deranjeze pe ăștia care deja aveau totul în vitrină. Ei îl așteptau pe Domnul. Pe unde ești? Care e situația ta? De când am cercetat cuvântul acesta, frații mei, m-am aruncat înainte. Sunt cuvinte pe care le rostesc și pe care frații mă întreabă de unde le ai. Nu le am de la mine. La 3.000 de coți îți dă Dumnezeu cuvinte să le vorbești. Îți dă autoritate. Indiferent cine se ridică împotriva ta, n-are nicio putere. Pentru că ești pe valul lui Dumnezeu, ești în apa lui Dumnezeu. Ținta mea și a voastră ar trebui să fim plini de Duhul Sfânt, să ne călăuzească 24 din 24. Să ne aibă Duhul Sfânt pe noi, Doamne ajută! De aceea provocarea mea pentru rugăciunea finală, frații mei, oriunde ați fi, pe mal, la 1.000 de coți, la 2.000, la 3.000, unde ați fi,
V-aș ruga, faceți ca Apostolul Pavel. El spunea, nu că și-am și câștigat premiul, dar fac un singur lucru, aruncându-mă spre ce este, uitând ce în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Vă implor tare mult, nu faceți pași, nu mai este timp de pați. Ca la napă, așa, cam plonjon, vă rog frumos, aruncați-vă în apa vie, pentru că apa vie dă sănătate, dă viață, dă putere. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și motivați de aceste gânduri, să cerem ca Dumnezeu